Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul lecții de informatică.net. În această lecție video vom discuta despre structura decizională IF utilizată în PHP. În literatura de specialitate se mai utilizează și termenul de structură condițională IF. În PHP sunt patru mari structuri decizionale, și anume structura IF, structura if-else, structura if-else-if-else if -else, și structura switch. În principiu, structurile decizionale au rolul de a decide executarea unor porțiuni de cod pe baza evaluării unei expresii. Astăzi, în speță, noi vom discuta despre structura decizională. If. Structura decizională sau condițională, cum i se mai spune if, este utilizată pentru a executa o porțiune de cod dacă o anumită condiție este adevărată sau îndeplinită. Aceasta este forma de bază a structurii if. Dar cred că cel mai bine ar fi să facem un exemplu în plus adică până la urmă vom face mai multe exemple, iar în cadrul acestor exemple vom discuta în detaliu despre această structură decizională IF. Voi scrie mai întâi exemplu, după care. Vom uh, discuta fiecare exemplu în uh, parte. Să salvăm acest script cu extensia PHP. Și atunci, haideți să vedem ce am făcut în cadrul acestui script. Mai întâi de toate, am declarat pe această linie de cot o variabilă cu denumirea vârsta și i-am atribuit valoarea 20, după care am scris această structură condițională if. Structura condițională if este compusă dintru, din următoarele. Din acest cuvânt cheie if, după care paranteze rotunde, iar în cadrul parantezelor rotunde va fi întotdeauna o expresie sau o condiție, după care aceste acolade, iar, iar în interiorul acoladelor porțiunea de cod, codul sau liniile de cod care vor fi executate dacă condiția sau expresia din interiorul acestor paranteze este adevărată. Vreau să vă spun că aceste acolade nu întotdeauna sunt obligatorii. Dacă utilizăm ca în exemplu de față doar o singură linie de cod, atunci utilizarea acoladelor nu este obligatorie. Bun. Ce va face scriptul PHP? sau această structură condițională if. If va evalua această expresie, adică dacă această variabilă vârsta are valoarea 20, deoarece am folosit acest operator de egalitate, care va verifica dacă variabila vârsta are valoarea 20. Dacă această condiție este îndeplinită sau dacă este adevărată, atunci în browser se va afișa acest mesaj Salut, ai vârsta de 20 de ani. Bun, haideți atunci să lansăm acest exemplu în Chrome și să vedem ce se întâmplă. După cum vă spuneam, dacă condiția, dacă această condiție este adevărată, atunci se va afișa acest mesaj, salut, ai vârsta de 20 de ani, este ca urmare faptul că este adevărată, în browser se afișează acest mesaj: Salut, ai vârsta de 20 de ani. Haideți să redimensionăm acest browser și editorul Notepad, deoarece așa putem să discutăm mult mai ușor. De deci, după cum vă spuneam, IF a evaluat această condiție a, rezultatul este adevărat ca urmare în browser s-a afișat acest mesaj Salut, ai vârsta de 20 de ani care de fapt reprezintă acest cod din interiorul structurii decizionale IF Bun, să vedem ce se întâmplă dacă vom șterge aceste aculate Vă spuneam anterior că atunci când vom utiliza doar o singură linie de cod în cadrul structurii decizionale IF, atunci nu este necesară utilizarea acoladelor. Voi salva, după care voi da refresh. Nu se modifică nimic. Avem afișată acest mesaj. Salut, ai vârsta de 20 de ani, deoarece nu este obligatorie utilizarea acoladelor atunci când utilizăm doar o singură linie de cod în această structură decizională IF. Bun, să vedem, eu am să pun din nou aceste acolade, deoarece dacă mai doresc să adaug alte linii de cod în interiorul structurii decizionale IF, nu mai trebuie să am gândul acestor acolade. Pentru că atunci când utilizăm mai multe linii de cod în cadrul structurii decizionale IF, atunci va fi obligatorie utilizarea acestor acolade. Bun, să vedem ce se întâmplă dacă modificăm această valoare, adică valoarea atribuită variabilei vârsta. Vom scrie 15, salvăm, vom da refresh. În browser nu mai avem nimica, nu apare afișat nimic, deoarece această condiție nu mai este îndeplinită, nu mai este adevărată, deoarece variabila vârsta. Nu are valoarea 20, ci valoarea 15. Ca urmare, scriptul PHP va sări acest cod sau va omite această linie de cod din interiorul structurii decizionale if, deoarece această condiție nu este îndeplinită, adică variabila vârsta. Nu are valoarea 20, ci valoarea 15. Nu apare nimic în browser, deoarece nu mai există linii de cod după această structură decizională. În mod normal, dacă după această structură decizională mai scriem linii de cod, atunci vor apare afișate acele linii de cod pe care le introducem. Desigur, dacă introducem funcția eco o altă funcție prin care facem diverse, sau urmărim să facem diverse afișări în browser. Voi introduce atunci o nouă linie de cod după structura decizională IF. Ne pare rău, dar nu ai vârsta de 20 ani. Vom salva după care refresh și observați că apare acest mesaj. Ne pare rău, dar nu ai vârsta de 20 de ani. Care reprezintă această linie de cod introdusă cu ajutorul funcției echo? care are rolul să afișeze în browser acest mesaj. Ne pară rău, dar nu ai vârsta de 20 ani. După cum vă spuneam, se afișează acest mesaj deoarece această condiție nu este îndeplinită. Ca urmare, scriptul PHP va sări această linie de cod din interiorul acoladelor și va afișa acest, această linie de cod care urmează după structura decizională IF Bun, haideți să luăm un exemplu ceva mai complicat voi modifica puțin acest cod în felul următor voi salvam sub o altă denumire modificările pe care le-am făcut, structura if1 cu extensia php Așa. Bun. Să vă explic ce am făcut. Mai întâi de toate am atribuit uh, variabilei vârsta valoarea 15. După care am creat această structură condițională if. În uh, interiorul parantezelor structurii condiționale if, am creat această expresie. Am utilizat acest operator de comparare mai mare sau egal cu 15 și mai mic sau egal cu 20 și acest operator relațional și. Și atunci ce va face acest if? Va evalua această expresie în felul următor. Dacă vârsta dacă variabila vârstă este mai mare sau egal, egal cu 15 și atenție și variabila vârstă este mai mică sau egală cu 20, atunci execută acest cod. Adică va afișa în browser acest mesaj, vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 de ani, dacă este adevărată această expresie evaluată de către if. Trebuie de, să fiți atenți pentru că am folosit acest operator relațional și aceasta înseamnă că ambele condiții trebuie să fie adevărate pentru a afișa acest cod din interiorul structurii decizionale IF. Să rulăm în... să lansăm în browser acest exemplu. Nu trebuie decât să adaug 1 pentru că în felul acesta am salvat acest fișier, enter, și observați că în browser avem afișat acest mesaj. Vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 de ani. Este vorba despre această linie de cod, deoarece este adevărată această condiție, adică cele două condiții sunt îndeplinite, adică vârsta este mai mare sau egală cu 15 și mai mică sau egală cu 20. Și ca urmare, scriptul PHP va executa acest cod din interiorul structurii decizionale IF, din interiorul acestor acola D. Dar să vedem ce se întâmplă dacă voi Modifica valoarea variabilei vârsta în 23. Salvez, refresh. Nu se afișează nimic, deoarece scriptul PHP sare acest cod, îl omite, nu îl va executa, deoarece nu sunt îndeplinite ambele condiții. Adică variabila vârsta este mai mare sau egală decât 15, dar nu este mai mică sau egală cu 20. Ca urmare, această condiție, cea de-a doua, nu mai este îndeplinită. Ca urmare, scriptul PHP va omite această linie de cod. Desigur, la fel ca în exemplu precedent, putem să introducem uh, o altă linie de cod să afișeze, de exemplu, ne pare rău dar nu vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 ani. Și ca urmare, scriptul PHP va executa acest cod, adică va afișa acest mesaj în browser, deoarece omite Executarea acestei linii din interiorul structurii decizionale if ca urmare a faptului că aceste condiții nu sunt îndeplinite. Vom da refresh. Observați că în browser apare acest mesaj, ne pare rău, dar nu vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 de ani care reprezintă de fapt această linie de cod din cadrul scriptului PHP. Această, acest exemplu îl putem scrie și sub o altă formă. Voi salva sub o altă denumire, voi adăuga la sfârșitul fișierului 2, așa, și atunci să fac următoarele modificări, adică voi face următoarele modificări. Ați observat uh, cum am rescris uh, codul anterior. Practic va trebui să obținem acel, același rezultat ca în exemplu anterior, adică afișarea acestui mesaj în browser. Vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 de ani. Voi salva, după care refresh în browser. Uh, da, trebuie să modific uh, în uh, bara de URL numirea fișierului, adică trebuie să scriu 2 la sfârșitul fișierului enter și acum avem și acum avem acel mesaj, vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 de ani, care reprezintă această linie de cod din interiorul celei de-a doua structură decizională if. Observați că avem de data aceasta două structuri decizionale if. Aceasta și aceasta. A, scrierea sub, aceasta fo sub această formă a mai multor structuri decizionale if îi se spune structuri decizionale if imbricate, adică vom scrie structuri decizionale în interiorul altei structuri decizionale. Așa. Și atunci cum va lucra scriptul PHP în acest caz? Mai întâi de toate, va evalua prima structură decizională, adică va evalua prima expresie, adică dacă variabila vârstă este mai mare sau egală cu 15. Dacă se îndeplinește această condiție, atunci intră în structura Acestei uh, structuri decizionale IF, și urmează evaluarea celei de-a doua structuri decizionale IF, care se află în interiorul primei structuri decizionale IF, și va evalua această expresie dacă vârsta este mai mică sau egal cu 20, și după aceea, după ce a fost evaluată. Cea de-a doua structură decizională If, din interiorul primei structuri decizionale If, se va executa această linie de cod, adică acest mesaj vă încadrați în categoria de vârstă 15-20 de ani, așa cum apare în browser în acest moment. Ați observat că obținem același lucru și sub această, și sub această formă trebuie să fiți foarte atenți la sintaxă. În orice limbaj de programare, nu numai în PHP, dacă ați cu cea mai mică greșeală de sintaxă, obțineți eroare. De exemplu, dacă veți introduce spațiu între acești operatori mai mare și egal, s-ar putea să obțineți eroare. Și atunci, haideți să dăm o anumită distanță între acești doi operatori. Refresh. Observați cum apare această eroare, ne spune că avem o eroare de sintaxă, ne spune PHP și că așteaptă acel operator e, egal pentru a putea executa codul PHP. Ca urmare, fiți foarte, foarte atenți, deci nu lăsați spații între acești operatori, revin, salvez, refresh și în acest moment se execută codul, nu mai avem erori. Am vrut să vă arăt acest lucru, deoarece Sintaxa este foarte, foarte importantă în orice limbaj de programare. Bun, cam atât am avut de spus pe astăzi. Vă mulțumesc că ați participat și la această lecție video pe site-ul lecții de informatică.net. Vă aștept în continuare pe site, deoarece am să fac o serie de lecții, atât în PHP, cât și în C++ în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept în continuare pe site-ul lecției de La revedere!